Așa, da, taie. Tatu? Taie, taie cu totul, da. Deci schimbăm cu balonul. Așa, mă tai o bucată deja. Mai tare, mai tare, mai mare, mai mare. Așa. Asta țăițene? Mhm. Unde e voinie? Stai și eu, da? Interi la cereal. Așa vor petrece timpul liber de acum înainte copiii. Un teren de joacă frumos și modern a fost instalat zilele acestea în curtea blocurilor locative de pe strada Gudanov din orașul Drochea. La deschiderea acestuia au participat cu mare plăcere copilașii din zonă și părinții acestora. De asemenea, autoritățile locale și deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici, care consideră amenajarea terenului de joacă ca pe o inițiativă binevenită. Acest teren este mult așteptat de către copilaș. Cu adevărat am avut câteva vizite în această curte. Nu era deloc nici o bară, nici un teren bine amenajat în această zonă. Am hotărât ca să inițiem instalarea acestor elemente de joacă împreună cu Consiliul Raional, unde dânșii au venit cu procurarea elementelor de joacă pentru copii. Noi, la rândul nostru, am venit cu contribuția de instalare acestor elemente, fiindcă, de fapt, asta este tot un lucru important. Este o bucurie pentru copilași, fiindcă ei sunt cei care ne vor urma și noi trebuie cu toții să avem grijă și de copii, să aibă o copilărie cât mai fericită. Instalarea acestui teren de joacă a fost posibilă în urma întâlnirii autorităților locale și a deputatului Corneliu Padnevici cu un grup de locatari din blocurile multietajate, care au venit cu această idee. Deoarece copiii din această regiune nu au unde să se joace, visul lor a fost împlinit. La ședința Consiliului Raional, cu ajutorul consilierilor, am votat sursă financiară de bani pentru acest teren de joacă și, în sfârșit, acești copii au profitat de acest teren. Lucrurile bune se fac împreună și, în continuare, vom face lucruri și mai frumoase pentru locuitorii orașului Drochea și întregul raion Drochea. Părinții care s-au adunat la deschiderea terenului de joacă sunt bucuroși pentru copiii lor, pentru că micuții lor să se joace cu seminii și să petreacă timpul vesel împreună. Ei nu vor trebui să plece departe de casă. Это очень хорошо, потому что я живу здесь на седьмом этаже, и выходить мне с тремя детьми очень тяжело, идти в другую часть города, в центр или в парк, чтобы покататься, чтобы покатать детей. Они очень любят играть, очень любят кататься на качелях, так как не было качелей до сих пор, здесь было очень тяжело. А сейчас прямо вышла с дома, покормила и вышла с ними, и так. Они так играются и мне очень нравится. Este foarte binevenit și suntem foarte bucuroși, mai ales copiii. Avem un teren super și mulțumim domnului deputat, domnul Corneliu Padnevici, pentru că ne-au făcut așa lucruri frumoase pentru copiii noștri. Sunt foarte bucuroși. Este un teren foarte frumos. Suntem foarte bucuroși, fericiți că avem parte de o curte frumoasă, de un teren modern, curat, dotat. Copiii sunt foarte bucuroși, foarte fericiți. Asta e foarte, o inițiativă foarte frumoasă. Îl mulțumim din suflet pe domnul Corneliu Padnevici și toată echipa care a contribuit la construcția și amenajarea acestui frumos teren de joacă pentru copii. Și le mulțumim foarte mult. Bucuria copiilor nu avea margini. Teren de joacă nou, colorat cu multe instalații, le va dărui clipe minunate în preajma celor dragi și a prietenilor lor. Ați minte, era stricat tot așa, dar acum copiii se bucură și chiar și eu când am venit eram mirat că era la bunica și așa e bucuroasă că deja zici, aici poți să te dai de ahuță, să te mai distrezi, că am și un frate mai mic și când era stricat n-aveam ce face, dar acum puteam să ne dăm cu toți de ahuță, să ne mai jucăm, să mai fugim și noi, așa că îmi place foarte mult. Tare îmi place că au făcut așa tabagane, căceli. A să mai am încă unde să mă joc, că după acasă stăte stricate, dar m-au făcut noi și strainice. Căcile asta e foarte bună pentru copii și ne place foarte tare. Sunt foarte bucuroasă că ne-au făcut scrinciobele și de azi înainte mă voi da cu prietenii și le mulțumim oamenilor care ne-au construit. E foarte frumos terenul de joacă să mă joc. Mă bucur tare pentru că aici au făcut caceli. Nu știam ca să facă. Toți copiii aici se distrează, le place, se bucură. Locul ăsta de joacă, scrânciobi, balansoar, topogan.
Evenimentul s-a încheiat cu încă o bucurie pentru copii. Pentru construcția și amenajarea terenului de joacă de pe strada Gudanov, Consiliul Raion al Drochea a alocat în jur de 30.000 lei.